nu știu, Amasia Paraschiv, Eduard Gafencu, Bogdan Năstase, care sunt tuturor foarte ambițioși și promite. Cu cine ai vrea să lucrezi? Cu siguranță aș vrea să lucrez cu Sam Schilling, pentru că am văzut cât de dominant. Este vreunul dintre sportivii din vechea generație care te-a influențat în decizia ta de a începe acest sport? Nu cred că e vreun sportiv pe care să le fi urmărit foarte îndeaproape și să-mi fi influențat decizia de a mă apuca de acest sport. Ce pot să spun este că am fost influențat de toți sportivii, i-am urmărit pe toți îndeaproape, mă uitam foarte des și aveam ca persoane pe care urmăresc Perei Sefo, Perei Bunească, Ernest August, au fost câțiva oameni pe care îi urmăream foarte cu plăcere, dar nu cred că mi-aș fi ales un idol, așa să zic, că urmăream tot fenomenul cu plăcere. Îți mai aduci aminte cum ți-ai început cariera de luptător? Măi, da, mi-aduc aminte foarte, foarte, foarte des de faptul că m-am început cariera într-un mod destul de ciudat. Toată lumea știe și am mai povestit-o. A fost o întâmplare, practic. Am venit la un try-out la București, la Secau Tongreu, cu 10 ani de zile la mare, după care, ulterior, m-am accidentat. Într-un final am ales să încerc varianta să mă antrenez ca un profesionist. M-am mutat la București, la Respect Gym pe vremea aceea. În urma accidentării unui coleg de-al meu, Mihai Segulescu, am reușit să am și meciul de debut pe scena mare a kickboxingului românesc și uite, de atunci au trecut ani și am reușit să mă impun și cred că sunt unul dintre cei mai cunoscuți în momentul de față. Ai început destul de târziu, la 26 de ani. Nu ți-a fost cumva teamă că nu vei reuși? Să știi că m-am gândit că sunt destul de în vârstă pentru sportul acesta, nemai făcând sport la nivelul acesta înainte, cochetam cu sportul încă de mic, doar că știți, sportul de performanță e cu totul diferit. În schimb, ce cred că m-a ajutat a fost seriozitatea și faptul că am conștientizat că nu am mult timp de pierdut, fiind destul de în vârstă, 26 de ani, e o vârstă la care alți sportivi își încheie carierele. Am fost foarte serios, devotat și cumva focusat pe ceea ce îmi doresc eu și uite că am reușit. Cât a durat de la primul tău antrenament și până la primul meci oficial? Cred că m-am mutat la București în luna ianuarie, dacă nu mă înșel, iar primul meci a avut loc în luna martie spre aprilie, deci m-am antrenat cred că 4 luni în continuu până la primul meci, fără să știu de acel meci, repet, a fost un meci care a venit așa în ultimul moment, de pe săptămână pe alta, dar da, aveam, cred că, 4 luni de antrenament zi de zi, de 2 ori pe zi, eram moderatate. Dar până în momentul respectiv niciodată n-a avusesești, nu știu, o perioadă mai lungă de pregătire? Da, până în momentul respectiv nu am avut perioade de antrenament serioase, să zic așa. Mă antrenam de 2-3 ori pe săptămână cu prieteni, sparinguri. Ca să fac o glumă așa, eram atât de naiv și de prostuț încât de multe ori făceam sparing fără proteză. Da, nu era nimic profesionist, era în nivel de amator, dacă mă gândesc acum. La vremea aceea mă vedeam profesionist. Dar când mă uit acum înapoi, îmi dau seama că, de fapt, ceea ce făceam atunci era cu totul o joacă de copii. Dar m-a ajutat, să zic așa, și experiența aceea. Când ți-ai dat seama că poți să faci o carieră din kickboxing? Cred că destul de repede mi-am dat seama că pot să fac o carieră din kickboxing. Tocmai asta a fost ideea. Când m-am mutat la București, am lăsat foarte multe lucruri înapoi la Cluj-Napoca. Munceam acolo, adică aveam mai multe activități. Iar mutându-mă la București și în urma primului meci, am avut norocul de a își dori un sponsor să colaboreze cu mine chiar că după al doilea meci. Primele meciuri au fost toate victorii la vremea aceea, deci undeva cred că după meciul 4-5 publicul a început să mă placă, televiziunea a început să mă placă, am avut norocul, repet, să am și un sponsor care să mă susține și să pot face sport în liniște. Atunci am început să-mi dau seama că dacă sunt serios și dacă îmi doresc foarte tare, voi putea să ajung sus. Te așteptai să ajungi în Glory într-un timp atât de scurt? Evident că nu mă așteptam să ajung în Glory, nu m-am gândit niciodată la treaba asta, pentru că, ca să fiu sincer cu voi,
Acum 15 ani mă trezeam cu un prieten noaptea și ne uitam la galele Chioan care se țineau la vremea respectivă, mă uitam la Buneaschi, la Lebaner și așa mai departe, Semișil. Nu m-aș fi gândit niciodată că aș putea să ajung la acel nivel, dar uite că după 10 ani de muncă și de votament se poate și am reușit să ajung pe cea mai mare scenă a kickboxing-ului mondial. Ai deja aproape 10 ani de carieră în kickboxing. Încă te mai întreabă lumea pe stradă în România în engleză? Te mai întreabă de vorbă în engleză? Mai să știi că da, pentru că sunt foarte mulți, foarte mulți fani, dacă pot să le zic așa, sau iubitori ai persoanelor publice, care încă nu mă asociază cu Benia de Bui, adică omul care sunt eu, și multă lume îmi cunoaște pur și simplu din faptul că mă văd de la două emisiuni TV, dar ei de fapt nu știu că eu sunt născut, sunt crescut aici și atunci, văzându-mă de culoare, evident, primul imbold este să mă întrebe ceva în limba engleză. Dar, repet, m-am învățat cu treaba asta și deja m-am amuzat pe tema asta. Știu că la un moment dat chiar s-a pus problema ca tu să reprezinti Nigeria. Chiar erau niște discuții de acolo. Cum a fost? Măi, să știi că da, am avut un moment în care a trebuit să reprezint, să mă lupt în K1-ul din Japonia, după ce s-a încercat o reinventare a K1-ului, iar în momentul respectiv, fiind prea mulți români în eveniment, era și Raul Cătinaș, era și Cătălin Moroșanu, s-a ajuns la ideea ca fiind jumătate nigerian să reprezint Nigeria, dar s-a întâmplat doar o dată, pentru că, repet, mă regăsesc cu România, sunt crescut în România, mama e româncă, am făcut școală în România, deci mi-e greu să reprezint o altă țară în afară de România. Ai avut deja și primele 4 meciuri de box, ai 4 victorii, te gândești să continui în paralel și această carieră? Da, totul a început ca o provocare. Inițial am avut în plan și în gând să fiu unicul sportiv care face și box, și kickbox, și MMA la acea perioadă și să ajung undeva la nivel mare pe toate platformele. Ulterior s-a concretizat doar boxul, pentru că am considerat eu că mă regăsesc mai bine cu boxul. Am avut câteva meciuri de box în România, la Dynamite Fighting Show, cu care colaborez pe plan național la noi aici. M-am regăsit foarte bine, îmi place, multă lume, printre care și Mihai Leu, să zic așa, și alți boxeri foarte mari în România mi-au zis că mi se mulează cumva stilul de box. Momentan, ca să fiu sincer, mă concentrez mai mult pe meciul care urmează cu Badahari și ulterior voi putea să mă gândesc și la box și la alte lucruri, dar momentan cumva atenția mea este focusată pe kickbox. Ai deja o experiență destul de mare în kickboxing, ești practic cel mai valoros greu al României în momentul de față. Ce sportivi din noua generație vezi că sunt foarte promițători în momentul de față? Avem foarte mulți sportivi buni în România, avem foarte mulți sportivi la categorii mici și la categorii mari. Dacă aș putea să dau câteva nume, cred că, nu știu, Amasia Paraschiv, Eduard Gafencu, Bogdan Năstase, care este un luptător foarte ambițios și promite. Sunt câțiva luptători foarte buni care ar putea să calce volumele noastre. Dacă ai putea, pe cine ai duce în glorie în momentul ăsta? Dintre românii din noua generație. Da, e o întrebare destul de bună. Dacă aș putea să iau pe cineva în glorie în momentul de față, cred că, nu știu, ar fi Amasia Paraschiv, pentru că, după părerea mea, are un stil foarte diferit față de ceilalți, a dat dovadă. Te-ai gândit să lupți în glorie și în România? Ce înseamnă în glorie și în România? Să fie o gală glorie în România. Evident că m-am gândit și este oarecum un vis, dacă pot să zic așa, ar deveni realitate. Cred că să lupți în cea mai mare promoție a lumii la tine acasă ar fi superb. Badr Haridic au avut prilejul acesta să lupte în glorie la ei în Olanda, ar fi frumos să lupți și asta. Am avut câteva discuții și cu glorie, iar există un 20% șansă să facă glorie în eveniment în România, doar că, nu știu, piața în România momentan nu este atât de puternică, dar repet, cu siguranță mi-ar plăcea și ar fi, cred că, extraordinar. Dacă ar fi să întâlnești unul dintre sportivii din vechea generație, a K1,
Cu cine ai vrea să lupți? Cu siguranță aș vrea să lupt cu Sam Shield, pentru că am văzut cât de dominant a fost în divizia grea și aș vrea cumva să-mi testez și eu calitățile și să văd într-adevăr cât de dificil ar fi fost un meci cu Sam Shield, pentru că evident ar fi fost dificil. Cel mai important meci din carieră? Da, dacă e să vorbim de cel mai important meci din carieră, am avut foarte multe importante meciuri în carieră, printre care și meciurile de centură, meciuri finala piramidei pe care am discutat-o în 2018, dar cred că cel mai important meci al carierei încă nu s-a întâmplat, urmează să fie, este vorba despre meciul cu Badr Hari, care era programat pe 20 iunie, din păcate toți știm prin ce trecem acum și cu pandemia aceasta totul s-a amânat și așteptăm o nouă dată, așteptăm ca evenimentul să se reprogrameze undeva în toamnă. Da, cred că ăsta este și ăsta va fi cel mai important meci din carieră. Abia aștept să fac toți românii mândri și să aducem victorie în România. Hai să le transmit un mesaj sportivilor din noua generație care nu vor să ardă fiecare etapă în drumul lor spre glorie. Evident, să urmărească ceea ce am făcut și eu, să fie foarte serios, pentru că nu e ușor. Seriozitatea duce la succes.